Salutare, avem aici un proiect de scaun pentru tractor. E scaun de mașină de pe un Audi și vreau să-l pun pe tractor. Am dat scaunul vechi jos, suportul. Ăsta e suportul de la scaunul cel vechi. Cam așa arată. Acum ce trebuie făcut? Trebuie prins de scaunul ăsta de mașină. Cam așa aici, așa trebuie prins. Asta e suportul normal. Așa el. Și ăsta e scaunul cel vechi. Așa, asta e la vechi de tablă. Acum se pare cum o să prind suportul. Am aici două de astea cu șuruburi. Am găsit niște șerbi așa, pătrate, care se potrivesc la fix. Aici așa. O să vine sudate amândouă pe pșina asta. Cam așa. Și pe ele o să strângem, o să înșurubăm ăsta, suportul care ține scaunul. Cam așa ceva. Na, acum rămâne să sudez astea pe șina. Na, cam așa au ieșit asta, șuruburile sudate pe scaun. Cam așa. Și dincoace. Asta la scaun e tablă mai subțire. S-o suda mai greu. Na, să vedem cum vine suportul acum. Asta suportul are mai multe găuri. Prima oară o să-l fixez în astea două. Suportul e prins. Rămâne de făcut să strâng piulițele astea două. Să le pun sus. Să le strâng și apoi să fixez scaunul sus. Nu am filmat în timp ce sudam, fiindcă nu a avut cine să mă filmeze și n-am putut să filmez în timp ce am sudat. Cam așa au ieșit. Asta e suportul. N-o să înfiletez alea pe ulițele. Na, bun, cam asta e suportul strâns, fixat. Ce rămâne de făcut? Să-l prind aici sus. Na, cam ăsta e scaunul. L-am pus sus, îi montat pe suport, l-am strâns și aici am pus ceva mașon de cauciuc să stea pe el. Ajungi la manete bine, nu încurcă manetele. Na, cam atât. V-am salutat.